Salutare, prieteni! Continuăm să discutăm despre social media. Azi abordăm subiectul de content marketing. Tipurile de content, formatul de content, când trebuie, cum trebuie și încotro merge comunicarea contentului. Mie îmi spune Dumitru Talmazan, sunt speaker internațional, certificat Facebook, MBA executive de 6 ani în domeniul digital marketingului. De ce azi cumva voi vă expune experiența mea și viziunea mea față de content prin prisma anilor trecuți în social media și celor peste 30.000 de beneficiari ai programelor noastre de instruire. Respectiv, dacă vorbim despre content, trebuie să luăm în considerație că contentul este un mesaj pe care noi îl transmitem din partea unui brand într-o direcție unde este o audiență. Pe mijloc este un pod care este pagina de Facebook, pagina de Instagram, care este o platformă care va vizualiza acest conținut. De aceea noi trebuie să luăm în vedere că fiecare din rețele sociale are un anumit format de content care se încadrează mult mai bine. Fiți de acord că videourile care au 20 de minute, 10 minute, 15, 20, 30, e mai simplu de privit în YouTube, iar emoțiile instante de 3, 5, 10, 20, 30 secunde în Stories, iar articole long read citim mai mult în Facebook decât Instagram și în așa format noi înțelegem că fiecare rețea socială va manifesta conținutul într-o formă anumită. Avem în față tipurile de content care sunt disponibile, la care puteți să atrageți atenție. Atenție este contentul comercial, contentul de branding, contentul informativ, how-to, agrement, UCG, user-generated content, este formatul interactiv. Când creați un plan, când creați o comunicare în social media, încercați să diversificați contentul vostru. Nu mai postați doar vând-vând sau util-util, dar încercați să mai spuneți despre voi, cu voi, în ce context creați produsul backstage, feedback de la client, că ați câștigat un premiu, că aveți o acreditare, adică încercați să diversificați contentul. Un gând final despre content, format și când noi trebuie să-l utilizăm ar fi că comunicarea în online, postările noastre sunt ca un soi de apel telefonic. Iar oamenii de dincolo sunt ca oamenii înregistrați la noi în cartela telefonică. Fiți de acord că nu vă treziți dimineața și pur și simplu începeți să sunați pe toți, bună ziua, ce mai faci? Vă gândiți pe cine? Când apelați utilizatorul, vă gândiți cum trebuie să discutați, să spuneți bună ziua, să spuneți hei, noroc? Adică, în dependență de fiecare om, adaptați conținutul, întrebările și abordarea. Fix aceeași direcție este și social media, doar că sunt alt canal de comunicare. De aceea, când creați frecvența postărilor, întrebați-vă, dar cei care privesc, utilizatorii care se află în acest moment de după ecran, ei au nevoie de postarea mea? Cât de des trebuie să comunic, cât de detaliat, interactiv, cu expertiză sau cu vânzare directă sau indirectă? Încercați să simțiți publicul și să fiți utili, să fiți instant, autentici și la temă. Și dacă o să înțelegeți cine este clientul vostru, o să înțelegeți ce să-i comunicați, el în semn de recunoștință minim va pune like, share, va cumpăra serviciul vostru. Vă las aici în ecran acum inclusiv și partea vizuală în care vă puteți face un screen la aceste tipuri de content care puteți să vedeți acolo inclusiv exemple pe care le puteți adapta în comunicarea voastră digitală, inclusiv formate care pot fi adaptate. Până atunci, sper mult că comunicarea noastră și mine sfaturile noastre sunt utile și pot fi de folos vouă în afacerea voastră, în comunicarea voastră digitală. Mie încă mai spune Dumitru Talmazan, pe Instagram puteți găsi talmazan.md, talmazan.school sau WhatsApp Digital Team, unde puteți vedea lucrările noastre, experiența noastră și vouă vă doresc la fel multe like-uri, share-uri, conversii și pe curând cu alte teme despre digital comunicare.